Acum că deja putem să călătorim în Europa fără vize, pe lângă faptul că trebuie să știm a ne comporta la fel de european, nu ar fi rău ca înainte să pornim la drum să știm măcar un pic din limba țării pe care o vizităm. Cum soluționăm problema? Haideți să vedem! Astăzi nu mai este necesar să treci cursuri intensive ca să înveți o limbă străină. Problema acestor cursuri este că adesea sunt plictisitoare, necesită mereu manuale, caiete, la sfârșit de lună sunt testări și, desigur, pe lângă toate astea costă bani. Însă, învățatul poate fi uneori distractiv, eficient, dar și cel mai important, gratuit. Toate aceste calități într-un singur cuvânt. Duolingo. Nu o să am dubii atunci când voi spune că Duolingo este cea mai bună cale pentru a învăța rapid, ușor, distractiv și gratuit limbile străine. Modul în care lucrează Duolingo te face să uiți că ceea ce înveți tu este mai mult un joc. Duolingo are la moment o mulțime de cursuri, iar recent a fost introdus și cursul de engleză în limba română și invers. Așa că cine stă prost cu engleză sau cu română, nu ezitați. Fiecare curs este grupat pe nivele. Și când spun nivele, nu mă refer la gramatică, părți de vorbire și alte chestii plictisitoare. Desigur că acestea sunt, însă ele sunt incluse în categorii ca nivel de bază, alimentație, animale, haine, culori, cuvinte la plural, iar dacă treci de primele nivele, ajungi și la conjuncții, timpuri și altele. Începând un nivel nou, trebuie să treci mai multe lecții pentru ca la final să ai un test. În general, modul în care predă Duolingo este foarte bine gândit. Nu te impune să înveți pe de rost toate cuvintele, dar mai întâi îți arată imagini, apoi le include în propoziții, după care te pune să construiești îmbinări din mai multe cuvinte sau să scrii ceea ce îți dictează aplicația. La fel, pentru a memora mai eficient, Duolingo îți poate da aceeași întrebare la începutul și la sfârșitul lecției. Ce vreau să spun mai exact este că aplicația are un mod dinamic și foarte neobișnuit de predare. Toată chestia asta îți creează o senzație de joacă și se știe că cel mai bine acumulăm cunoștințe atunci când facem asta cu plăcere. Pentru ca să pară și mai tare a joc, după mai multe misiuni ajungi la boss, adică testul. Aici, ca și în oricare alt joc, ai 3 vieți. Dacă le-ai pierdut pe toate 3, o iai de la capăt. Dacă ai rezistat, treci la următorul nivel, care include și exemple din nivelele precedente. Totuși, unele exemple sunt foarte și foarte stranii, așa că în timp ce învățați, mai gândiți-vă și la sens. Duolingo este un serviciu deschis, la care poți contribui și tu cu detalii. Dacă vezi vreo propoziție care nu prea are legătură, poți raporta problema sau să o discuți cu ceilalți membri. Pe lângă engleză, aici poți învăța mai multe limbi. Eu, spre exemplu, învăț franceza și portugheza, însă nu direct din română, dar din engleză. Totuși, dezvoltatorii pe parcurs mai adaugă limbi, așa că până atunci perfecționați-le pe astea care sunt. Apropo, dacă vrei să sari imediat la un nivel mai avansat, poți adai câte un test pentru unul sau mai multe nivele. Totul exact ca la cursurile obișnuite. Pentru ca să nu te simți singur, Duolingo ți-a dus și prietenii. Conectând profilul cu Facebook-ul sau Google+, vei avea un clasament cu toți cei care sunt deja pe Duolingo. Iar dacă încă nu au făcut-o, atunci poți să-i inviți chiar tu. Acumulând mai multe puncte în aplicație, le poți cheltui apoi pentru o viață în plus sau pe un curs care te învață să agăți fete în limba dată. Măcar acum v-am convins că aplicația merită încercată. Duolingo este disponibil pe iOS și Android, însă există și versiunea desktop, pe care o poți utiliza acasă sau la birou. Până la urmă, Duolingo este o metodă genială pentru a învăța limbile străine. În primul rând, nu ți ia din timp. Poți trece nivelele stând în rând la magazin sau la pauza de masă. Dar totuși, nu uita să deschizi aplicația în fiecare zi, măcar pentru 5 minute. În caz că nu o deschizi, Duolingo te va înștiința oricum. Platforma acționează mai exact ca un joc. Odată ce ți intră sub piele, nu te dai bătut până nu treci la următorul nivel. Așa că ai luat cartea, telefonul în mână și apucă-te de învățat sau de jucat mai exact. Dragi prieteni, aici se încheie primul sezon din Laboratorul Darwin. Urmează o mică vacanță, după care revenim cu forțe noi. Stați aproape! Vă doresc succes la învățat și aveți grijă acolo, în Europa! Eu sunt Vicu și astăzi îți prezint primul episod al emisiunii Laboratorul Darwin. Drive me to Odessa. To Odessa.